căruță cu cai. Păi di, păi ho, păi stai măi, căruță cu cai. Multă baftă, tată, multă baftă, căruță cu cai. Căruță cu cai. Ia uite-l și pe ăsta, doamne, doamne, bă, băia, bă, băiatule, să-ți odihnești bucuțele. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, salut alți rideri și astăzi vorbim despre mersul sigur pe DN1. Bineînțeles, nu așa cum a trecut ăsta din stânga, l-am văzut, m-am dat puțin mai în dreapta. Dar cum și de ce să ții cont ca să mergi corect și safe pe un drum național din România? Sau pe o autostradă, tot din România? La ce să fii atent în momentul în care mergi cu motocicleta? Este la drumul efectiv, pentru că poate avea foarte, foarte, foarte multe găuri. Ah, ce bine e când se lasă răcorica așa printr-un drum din ăsta. Și trebuie să fii tot timpul în gardă și să poți să eviți anumite obstacole din drumul tău. Asta presupune să ții o distanță față de mașina din fața ta, pentru a vedea obstacolele din timp și pentru a putea să le eviți. Ca de exemplu asta, că nu a dat semnal stânga, eu puteam să vin cu viteză, să mă apropii de el, se dădea în stânga și o intram în ăsta. N-a fost cazul, pentru că tot timpul trebuie să te uiți înainte, aici voiam să ajung, trebuie să te uiți înainte cu câteva mașini pentru a vedea ce se întâmplă în față, să te pregătești, dacă trebuie să frânezi, dacă nu trebuie să frânezi, tot timpul trebuie să fii în gardă. Mai am baterică, mai am baterică. Și trebuie să te uiți dinainte la factorii care îți pot afecta ție mersul. Ia uite-l și pe ăsta, doamne, doamne, bă, băiatule, cu o mână pe afară, cu fum, cu fai, pericol public. Spre deosebire de orașe, unde ar trebui să fii tu atent în momentul în care mergi cu motocicleta? Este un aspect de care nu mulți știu, că în oraș ar trebui să te poziționezi cumva în lateralele mașinii, pentru că în oraș se folosesc foarte mult oglinzile laterale ale unei mașini. Conducătorii auto sunt foarte atenți stânga și dreapta, dar nu se mai uită în retrovizoare foarte mult, dar se mai uită și în aia din când în când în oraș. În afara orașului, pe drumurile naționale, pe autostradă, se folosește foarte mult oglinda retrovizoare, adică aia de deasupra capului, pentru a vedea ce se întâmplă. La un drum mai lung, unde ai o viteză mai mare, nu prea îți mai vine să te uiți stânga-deapta. Te uiți abia atunci când mai vrei să schimbi câte o bandă. Privind aspectul ăsta, ca să fim puțin mai safe, atunci putem rezona cu ideea că ar trebui să stăm pe mijloc în timp ce mergem pe un drum național, să păstrăm oarecare diferență, distanță față de mașina din față. Poziția pe care noi trebuie să o avem este fix poziția pe care o recomandăm și în oraș. Este o poziție verticală, da, cu spatele drept, mâinile te salut, mâinile puse pe manșoane, da, nu pe lângă ele, pe așa, da, o poziție relativ, să zic, lejeră. Nu trebuie să stăm încordați, pentru că vom obosi la un drum foarte lung. Picioarele, cum bine știți, picioarele aproape cu vârful pe scăriță, da, cum îl am și eu aici, pentru a asimila mai repede informațiile creierul. Dacă ținem cu călcâiul sau cu mijlocul călcâiului piciorul pe scăriță, atunci informațiile vor ajunge mai greu la creier. În momentul în care vrei să intri într-o cameră, ce faci? Cum testezi acea cameră? Dacă este inundată, dacă este caldă, dacă nu știu ce. Testezi cu vârful piciorului. De la vârful piciorului, informația ajunge mult mai rapid până la creier și atunci cam asta este poziția corectă pe care trebuie să o avem la un drum lung, da? La un drum întins, așa cum este și cel de astăzi. Un alt aspect este că drumul național trece, dacă nu chiar toate drumurile din România, astea naționale, trec prin localități. Ce înseamnă localități? Exact cazul pe care îl întâmpin și eu aici, cu case stânga-dreapta, oameni care trec strada ilegal, treceri de pieton, câini, pisici, copii, vânzări de pepe în porumb și așa mai departe, oameni care nu se asigură înainte să iasă în DN1, fix ce povesteam eu, pepeni pe dreapta, oameni pe stânga, traversând ilegal,
și ne mai întrebăm de ce sunt accidente. Păi de asta, că nu respectăm legea, într-adevăr, nici n-au o pasarelă să treacă aici, ceea ce ne pune pe noi într-o lumină proastă, ne pune pe noi în gardă, că trebuie să stăm în gardă cu motocicleta, e un lucru de la care, na, nu știu, trebuie să ții cont. Pe lângă asta, uitați-vă pe drumul național, că dacă tot vorbesc eu, dar a dracii în ei, uite bă, frate, calul, bă, căruță cu cai. Multă baftă, tată, multă baftă, căruță cu cai. Trebuie să ne ferim, de ele, bicicliști, na, uite, pe ăștia nu i-am menționat, dar trebuie să fim atenți la tot ce ne înconjoară și orice obstacol de pe drumul nostru, pentru că oamenii sunt nebuni. Da, hai, că intrăm și în Ploiești. Bineînțeles, ca întotdeauna, treaba asta de safety la un drum lung, la un drum întins, este cam cea mai importantă, pentru că te poți pierde prin peisaje, ceea ce se întâmplă de foarte multe ori, da? Poți să stai pe, nu știu, intercom, dacă ai un intercom, să asculți muzică și atunci nu prea mai auzi ce se întâmplă în jurul tău și indicat ar fi să ții un volum cât se poate de decent, a spune eu, astfel încât să auzi și ce se întâmplă în jurul tău pe un drum, național. Băi, hai să nu mai zic drum național sau autostradă, deci e un drum mare, da? Să auzi ce se întâmplă în jurul tău, pentru că poate să te claxoneze unul, poate să-ți atragă atenția că ceva nu ți este ok la motocicletă și ar trebui să fii receptiv și să auzi toate lucrurile astea. Poate strâncă-ne ceva la motocicletă și din cauza muzicii tu nu poți să auzi lucrul ăsta. Sau peisajele, cum am menționat mai devreme, te pierzi în peisaje și uiți că mai ești pe motocicletă și că motocicleta aia merge și ea, bineînțeles. Uiți să mai fii atent la drum. Cum poți să uiți să mai fii atent la drum? Nu te mai uiți, te uiți în altă parte și abia când e pericolul în fața ta nu mai ai ce face de foarte multe ori. Cam asta este cu safety-ul la un drum lung. În schimb, poți să faci asta ca mine, așa, să te mai uiți așa din când în când, să te mai ridici așa pe niște scărițe, să-ți odihnești bucuțele, să le mai încordezi și pe ele, săracele, că au stat acolo bătătorite, probabil pentru câteva sute de kilometri. Dar ăsta e un lucru pe care îl poți face fără nicio problemă. Și pauze. Dacă vrei să mergi în siguranță, îți sugerez să iei pauze, da? Nu știu, 100 de kilometri iei pauză 5 minute. De altă 100 de kilometri iei pauză 10-15 minute, da? Astfel încât corpul tău să nu simtă, dacă nu ești obișnuit cu treaba asta, să nu simtă un șoc în momentul în care îi bagi pe gât 600 sau 400 de kilometri de nebun așa, da, ai 600 nu prea ai cum decât dacă îi consumi tot rezervorul și nu mai rămâi cu nimica. Hai să zicem un 350-400 de kilometri fără oprire e destul de mult, adică e chiar mult pentru un începător, dar și pentru unul care nu prea e începător, da? 400 de kilometri, bă, corpul îți obosește foarte repede, știi? Și atunci e destul de greu să fii atent în toți ăștia 400 de kilometri fără nici cea mai mică greșeală. Dar, bă, greșeli facem toți, știi? Dar important este să fii stăpân pe tine și să nu faci greșeala care te costă. Un episod destul de scurt, astfel, dar cu foarte multe învățături, sper eu, și tipsuri din partea mea, sper să fii învățat ceva din acest videoclip. Să nu uităm și de sponsorii noștri de la înmișcare.ro, da? Un magazin de echipamente și accesorii moto, inclusiv cei de la www.webgold.ro, băieții care fac website-uri, magazine online, țâță de mâță, exact cum este și al meu. Intrați pe site-ul lor pentru a vedea acolo portofoliul și multe alte lucruri. Le mulțumim acestora pentru susținerea lor, apreciez din suflet dacă ați susține acest canal prin alăturarea voastră la distincția de membru plătitor al acestui canal, având anumite avantaje precum videoclipuri mai devreme, stickere personalizate, numele vostru în videoclipuri, mergi cu grijă și cu înțelegere. Motorrider pentru tine, până data viitoare, numai bine! Pa!